Ne bucurăm foarte mult să fim împreună, să-l avem pe tata, chiar dacă suntem la distanță de 1500 de kilometri. Dar slavă Domnului. Numai, da. Dar chiar mai mult, vreo 3 chiar, nu știu eu. Mai mult, dar mică, dar păi cât? 1500 de kilometri până la Moscova, de la Chișinău până la Moscova. Păi să-mi văd. 15 chiar, chiar. Deci o să-i făcut. În fine, ne bucurăm foarte mult să fim împreună, să-l avem pe tata și ne poate să avem o discuție interesantă și să avem o lecție interesantă. Mai în comentarii am postat link-ul de unde puteți să descarcați lecția în format PDF ca să aveți texte, dar noi oricum o să întrebările, o să discutăm și texte o să le menționăm. Dar dacă aveți posibilitatea, vă îndemn să deschideți lecția dacă aveți un alt dispozitiv sau pe dispozitivul vostru. Nu știu dacă o să permite Instagram să fiți în altă aplicație și, în același timp, să urmăriți video cu noi. Și subiectul nostru de astăzi, vrem că să discutăm despre ce putem noi, ca tineri, să facem în carantină, cum trebuie să folosim timpul mai înțelept, că de-abia au trecut jumate, cel puțin Republica Moldova, de-abia e o trecut jumate din perioada care a fost stabilită de guvern pentru carantină, pentru situația de urgență și ne mai stă încă o perioadă la fel de lungă înainte. Ștata tot, abia după ce o să termine pe 22 mai o să se întoarcă acasă și cred că are multe sfaturi pentru noi, mai ales că a fost o perioadă foarte activă de când s-a început carantina. Avem mărturii foarte frumoase împreună cu organizația Prisep. Tata a organizat așa ca în toate țările care le coordonează el să se organizeze cursuri online și chiar acum el predă un seminar pe bază la cartea care a scris-o el, Creștinul și tehnologiile informaționale în limba rusă și câți 200 de participanți, da? Da, 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 230, da. Deja lecția aceea care ieri am fost nevoit să o fac pe YouTube în loc de acum avea vreo 1300 de vizualizări până dimineață. Dar partea bună care îmi place este că, ai văzut, am dat la toți temă de casă. Și foarte mulți, foarte mulți au scris. Eu m-am așteptat că o să scriu un număr din ei, dar nu m-am așteptat că toți atât de bine vor fi, foarte responsabili. Toți scriu, fac temele de casă, excepțional. Mai primite o veste bună la Moscova, numai la Moscova. S-au format 50 de grupe de studiu biblic numai la cursul Eliberarea de frică. Cu 660 de oameni. Acum, în perioada asta. Și eu, la Moldova Creștin, tot se înscriu foarte mult, e că sunt vreo 200 de persoane în limba română și 300, chiar cred că azi deja sunt la numărul la 400, adică care sunt înscris la grupele în limba rusă. Și că mărturii foarte frumoase, că toți, cu majoritatea lucrurilor, s-au stopat în perioada de carantină, dar Evanghelia crește și lucrarea noastră tot. Este un lucru foarte frumos și o mărturie care trebuie să ne îndemne. Exact. Dar în baza la experiența care am avut-o toți, mai ales tot a avut acum în perioada de carantină, știu că ești foarte ocupat. De când s-a început carantina, de când când te sună, păi nu știu că poți să te ești. Așa este, așa este. Vrem să știm care sunt sfaturile și sau din lecția de astăzi, să ne spui ce putem noi să facem ca să folosim cu înțelepciune timpul ăsta, pentru că sunt 2 luni de zile în care, chiar dacă în țara noastră oficial spune că procesul educațional continuă, știm că în realitate nu este chiar așa, mai ales în Chișinău, că sunt școli care mai fac lecții, dar oricum profesorii cam își neglijează datoria de a învăța, dau teme pentru acasă, dar tema nu explică și cum noi da, mai ales la cei care sunt în clasele mai mari, la universitate. Știm că tinerii așa mai neglijează procesul educațional când sunt la școală, dar mai ales acum când nu trebuie să duc la școală, îmi dau seama că și mai mulți se neglijează. Și vrem să știm care este sfatul, care sunt sfaturile, ce putem noi să facem acum ca să folosim cu înțelepciune timpul atât în ce ține de cum procesul educațional, dar și în toate celelalte. Și mai ales în ce privește Evanghelia, veșnicia. Pentru că asta e ceea ce urmărim noi toți și pentru asta ne adunăm noi fiecare marți și amuia cât suntem departe, trebuie să ne adunăm în biserică, oricum continuăm să ne întâlnim, studiem cuvântul pentru ca să știm ce putem să facem ca să creștem în lucrurile spirituale. Numai decât, David, numai decât, cu bucurie. De fapt, nu știu dacă ai observat și dacă au observat cei care urmăresc, este că
imediat cum s-a început carantina asta. Eram în Columbia și am făcut un video în care am spus 8 lucruri pe care trebuie să le facă creștinul acum cu privire la coronavirus. Apoi am făcut multe video pe canalul Moldova Creștină. Totdeauna i-am îndemnat continuu pe oameni ce să facă, cum să profităm la maxim pentru Evanghelie de situația asta, chiar dacă ea este așa neplăcută în lumea întreagă. Eu azi vreau tare să mă axez pe un lucru care mai puțin am vorbit despre el, dar nu am vorbit așa foarte azi. Vreau să mă axez pe un lucru, pe o acțiune pe care vreau și trebuie numai decât să o facem toți și o vom vedea din studiul biblic care îl vom face. Dar înainte ca să începem studiul, vreau să-i rog pe toți cei care urmăresc acum, toți care sunt live, vreau să vă rog să distribuiți live-ul ăsta, să invitați prietenii voștri ca să poată participa mai mult. Și acolo este o funcție. Dacă vedeți așa un avion de hârtie mic, nu știu cum, parcă o săgeată, o să vedeți voi, iată, când apeși pe săgeata aceea, poți invita oameni. Și atunci voi îi puteți invita exact pe toți acei care voi vreți să fie, să asculte live-ul ăsta. Invitați prietenii voștri, rude, mai ales asta, mesajul ăsta este pentru tineri creștini. Tare, vreau ca tineri creștini să asculte mesajul ăsta acum. Cum înțeleg că o să fii salvat pe urmă video, David, da? O să fii salvat și o să-l postăm pe Moldova Creștină. Posibil că acolo cel mai bine să-l postăm, acolo au acces cei mai mulți, dar ca să fim siguri că ascultă cât mai mulți, tare, tare, vreau să ajungă la cât mai mulți video ăsta, să-l asculte cât mai mulți. David, hai poate te rogi tu și după asta începem. Sper că toți ați descărcat. Descărcat lecția. Așa, foarte bine, toți ați descărcat lecția și atunci pornim să mergem prin lecție. Bine. Hai, David, atunci roagă-te tu și începem. Bine. Doamne, îți mulțumim nespus de mult pentru oportunitatea care avem, că chiar dacă suntem fiecare în casele noastre, suntem separați unii de alții la moment, totuși în Duh, noi suntem împreună, Doamne, și putem continua să avem părtășiune cu alții, să mulțumim mult pentru tehnologiile care le avem și care, folosindu-le cu înțelepciune, ne dau oportunitatea să petrecem timp împreună în cuvântul Tău. Îți mulțumesc mult și pentru Tata, pentru pilda Lui frumoasă care ne-o dă în slujire, Doamne, pentru înțelepciunea care ai dat-o în învățătură, Doamne, în conducere și lucrarea frumoasă pe care o face El împreună cu echipa pe care ne-a dat harul să fac și eu parte din ea, Doamne. Trebuie mult ca să binecuvântez acum și lecția pe care o să o facem, binecuvântează pe toți ca să avem inima și mintea deschisă, Doamne, să înțelegem învățătura care vrei Tu să o primim, Doamne, și ne ajuți ca să înțelegem ce trebuie să facem ca să folosim cu înțelepciune timpul pe care îl avem acum la dispoziție, Doamne, și trebuie ca să binecuvântezi Tu, să păzești țările noastre, familiile noastre, bisericile noastre, Doamne, de pericol pe care îl prezintă virusul acesta și ajută ca cât mai curând epidemia să oprească, Doamne, să putem reveni la un mod de viață normal, Doamne, să ne putem iarăși întâlni în casa Ta și să avem părtășie unii cu alții în viu, Doamne. Trebuie mult ca să binecuvântezi acum și lecția care ne stă în față, binecuvântează pe toți cei care sunt conectați, trebuie ca să fii Tu cu ei, binecuvântează pe cei care nu pot acum să conecteze, ca să o vizualizeze mai târziu, Doamne, și să le aducă zidire și mult har. Te arvăt acest numele Fiului Tău, prea iubit Iisus. Amin. Amin. Bine, David. Acum știi că Instagram permite să mai inviți încă două persoane acum aici. Da. Dacă tu mai poți invita două persoane și atunci eu voi face studiu cu voi, îți primești în patru vom studia, toți ceilalți urmăresc și participă. De fapt, apropo, pe parcurs poți mai cedezi, așa ca la o echipă de fotbal, știi, scoți pe unul pe teren, aduci pe altul pe teren, dacă dorești să faci asta. Dacă, sincer, mi-a dispărut butonul ca să dau pe alții, încerc poate... Ar trebui să fie el undeva acolo, butonul acela. Nu știu cum e. Ar trebui să fie. Îmi pare că ei îți pot cere. Poate Aurel și Marcela, dacă vreți să o conectați voi. Exact, Aurel și Marcela, dacă se pot, voi trebuie să vă cereți să intrați în live-ul ăsta și atunci David vă acceptă și suntem în patru, studiem aici. Bine, foarte bine. Mă bucur tare că ați aplicat imediat, ați invitat oameni, văd că numărul nostru crește. De fapt, este asta. Nici eu n-am distribuit la mine pe... Da, eu chiar nu știu cum la mine pe... Hai, dă să invit câțiva ai. Așa. Da,
am invitat și eu pe cineva. Bine, hai atunci să pornim lecția, da? Da. Da, să primești, cineva se conectează acolo, nu? La tine ce arată? Aurel, Bogdan, da, nu cine poate să conecteze, vă rog mult să faceți cerere ca să vă accept să fim împreună. Da. Bine, atunci hai să pornim. Pornim studiul nostru. Deci cât stai în carantină? Așa l-am intitulat. Nu-i întrebare cât stai în carantină, că vrem toți să stăm puțin. E o afirmație aici. Cât stai în carantină și apoi va urma ce trebuie să facem cât stăm în carantină. Și prima întrebare este așa. Cu ce se ocupă majoritatea tinerilor fiind în carantină acum? Cum crezi tu, David? Ce se ocupă? Din ceea ce ai văzut tu, ce ai discutat cu ei, cu ce se ocupă? Da, nu știu ce se ocupă, fratele meu. Da, nu știu ce se ocupă. Lucrează, învață, se pregătește pentru a să absolvească facultatea, lucrează la teza de licență, face și practica între timp și își perfecționează deja cum deprinderea lui de programator. Și deja facem studiu biblic împreună, când o dată săptămână, când ne conectăm. Și cam asta e. Nu-i prea mult. Da. Despre alți tineri, despre tineri necreștini, știi ceva în privința asta? Cam ce crezi că fac? O parte știu că învață, dar e numărul mic la cei care învață. Că doar puține școli, chiar din Chișinău, puține care serios au luat partea cu învățământul online. Majoritatea profesorilor doar dau temă pentru acasă, puține sunt care predau tema. Și rest, deja tinerii care și ce găsești de făcut, care privești filme, care rețele de socializare, jocuri, caută și ei cumva să treacă timp mai repede și mai ușor. Am înțeles. Acum, David, ce efect imediat crezi că au asupra lor aceste activități? Dacă vorbim de Danu, cred că asupra lui Danu efectul imediat este că el continuă mai departe în lucrurile care le face. El își face studiile mai departe și crește ca și programator, învață toate, crește spiritual. Da, pentru cei care își continuă procesul educațional, lucru, cei care pot să lucreze, care își continuă să lucreze, e... cred că chiar e bine, pentru că au timp să dezvolte, să studieze lucruri care până acum poate nu au avut timp să le studieze și să se ocupe de lucruri care poate le sunt mai interesante, care poate le-au văzut cândva, le-au fost interesante, nu au avut timp să adâncească în cunoștință. Dar alții care, asta e puțin procentajul la cei care au hotărât să folosească util timpul și să-și continue procesul de care le-au început. Dar cei care, cum, acum nu zic, și eu și Danu toți, când ai atâta timp, nu poți nu stai toată ziua și să înveți sau să lucrezi. Clar că mai uiți la un film cu familia, mai pierzi timpul alea, mai ieși, chiar și eu cu Danu, că și tot ieșim o oră și mă apar și mă gândesc. Asta nu-i pierdut, că mai ai stat la aer liber, a vorbit și apropo, a stat și a comunicat cu cineva, a vorbit, asta nu-i... Da, ceea ce vreau să spun că mulți, numai partea asta cu cum distracție, pur și simplu, cum, așa ca să treacă timpul. Și problema este că își pierd deprinderea de a învăța, de a lucra și e timp, o să ia mult timp ca să recupereze, să intre iar într-un ritm sănătos de lucru, de... Chiar și eu mă uit tot, acum mai caut și eu să-mi umplu timpul ca să nu pierd, că pe urmă știu că când o să termine carantină, o să apară brusc mult de lucru. Exact, asta devine obicei de prindere și mă gândesc pe urmă în termen lung, aici am scris ce efect va avea în termen lung. În termen lung, dacă ți-ai făcut de prinderea să ucizi timpul, pur și simplu să ucizi timpul cu ceva, în termen lung, tot așa va fi cu ucisul timpului. Pur și simplu nu se va putea apuca de ceva serios. Va fi greu să revină la lucruri serioase, să facă lucruri serioase.
Da. Bun, David. Hai acum să citim următoarele texte care le-am pus aici. Am pus 5 texte din Scripturi și vreau să subliniem în textele astea îndemnurile, dar nu numai îndemnurile directe, dar sunt și anumite îndemnuri indirecte. De exemplu, iată aici o spune cine și-a zidit casa pe stâncă. Știi? Eu îndemn indirect să zidești casa pe stâncă. Înțelegi, da? Da. Da. Deci unde este și un îndemn indirect acolo cumva, tot îl subliniem îndemnul cel la indirect și apoi după asta vrem să scrim în spațiile goale, să-l scrim îndemnul cel cu cuvinte proprii, cum ar trebui să fie aplicat în condițiile actuale, acum de carantină. Cum ar trebui îndemnul cel respectiv? De exemplu, primul va fi intrat în poarta cea strâmtă. Da? Cum l-am aplicat? Și așa mai departe. Deci vom discuta îndemnurile astea. Hai, tu citește și spui ce subliniem. Așa și nu ai reușit să mai conectezi pe nimeni încă, da? Nu. Nu se cere nimeni, nu știu, poate totuși, cine este doritor, vă rog mult să le puneți cere. Nu, se pare că ceva, eu nu știu de ce, dar nu dă aici opțiunea ca să poți, poți cere. Nu știu de ce nu dă opțiunea asta, nici la mine nu arată. Eu când m-ai chemat tu, atunci am putut accepta, dar altfel n-am văzut opțiunea asta. Da. Da. Ok, hai să mergem. Matei 7, 13 la 27. Intrați pe poarta cea strâmtă, este un îndemn. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei care intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Spune acesta un îndemn că să mergem pe poarta și calea care duce la viață. Păziți-vă de prorocii mincinoși, un îndemn. Da. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smăchine din rădăcini? Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Cred că aici îndemnul să fim un pom care aduce roade bune. Eu cred că mai degrabă în 20. Așa că după roadele lor îi veți cunoaște. Da. Deci acela să-i cunoaștem după roadele lor. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Să facem voia Tatălui. 22. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, atunci le voi spune curat. Niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care ați lucrat fără de lege. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi semăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. Îndemnul să auzim că dacă auzim cuvintele Domnului, să le și facem. Da, ne asemănăm cu un om care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită în stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea, ea s-a prăbușit și prăbușirea a fost mare. Da, bine, mersi. Hai atunci să vedem cum s-ar aplica în condițiile actuale fiecare din îndemnurile astea. Primul am scris, intrați pe poarta cea strâmtă. Tu spui unul, eu spun unul. Așa facem, da? Mergem câte un îndemn. Eu încep cu primul. Eu cred că intrați pe poarta cea strâmtă acum înseamnă că el mai ales e în contextul prorocilor. Deodată ne introduci în contextul prorocilor. Că poarta strâmtă este să te păzești de proroci mincinoși. Poarta largă este să accepti să mergi după proroci mincinoși. Deci poarta strâmtă, să intrați pe poarta strâmtă, acum, din moment ce am intrat în spațiu online, că toți sunt în spațiu online, toți au intrat în spațiu online acum. Aici, în spațiu online, să fii foarte înțelept, să deosebești în spațiu online care e poarta îngustă și poarta largă. Poarta îngustă înseamnă, în primul rând, învățătură din Scripturi, învățătură din Biblie. Orice deviază de la învățătura Bibliei este poarta largă și trebuie să te păzești foarte bine de lucrul ăsta. Deci să fii foarte conștient că aici
pe internet e mare, mare tentația și ușor poți fi înșelat. Sunt foarte mulți oameni iscusiți în mijloace de amăgire care te pot abate de la partea asta înguste. Una. Și a doua, sunt foarte multe ispite. Foarte multe ispite care te pot lua acolo. De a pierde timp aiurea, de a privi lucruri care nu trebuie să le privești, de a face, de a, pur și simplu, de a ți-i rosi timpul acolo, care tot e poarta largă. Poarta îngustă înseamnă merg după cuvântul lui Dumnezeu, fac ce spune El, ce zice El, dar nu o iau așa diferit, da? Bun, deci asta a fost cu partea strâmtă. Hai tu următorul. A doua, e poziția de prorocii mincinoși. Cred că aici se referă, cred că e continuare, deja ai spus tu o mare parte, dar cred că se referă, aș putea să fac o conexiune cu lecția care noi am studiat, lecția 6 din cursul ce spune Biblia despre sexualitate, și acolo se vorbește despre cei care învață cu vorbe deșarte. De cei care spun că cel mai des prorocii mincinoși se numesc prin ceea că ei apelează la confirea păcătoasă a omului, da, spunând că ceea ce de fapt Dumnezeu spune clar că e păcat, care din cuvântul Dumnezeu e foarte clar că lucrul dat este un păcat, el transformă așa sau iau numai secțiuni din cuvântul Domnului ca să-i dea o formă că nu-i păcat, e pur și simplu un lucru care nu-i bun, dar nu-i nici rău. Nu l-ai înțeles tu până la urmă, îți dau eu Da. Sau Domnul, sau spune că da, e păcat, dar Domnul e iubitor și El a vărsat sângele pentru păcatele noastre, așa că dacă te pocăiești, tu e ok să-l faci. Exemplu, da, de exemplu cu homosexualitatea. Că nu, da. Domnule, acolo în Sodoma nu a fost, nu homosexualitatea a fost problema. Problema în Sodoma a fost lipsa de ospitalitate. Sau da. Înțelegi? Da, exact, chestii de astea. Da, foarte, foarte corect zis tu. Și ei sunt atât de iscusiți încât știu cum să fac asta. Da, și cel mai rău, da. Mai ales cum ai spus și tu, când omul e ocupat, când are de lucru, nu are timp să asculte lucruri de astea. Dar muia, ești foarte vulnerabil, mai ales că mulți folosesc și însăși pandemia, însăși virusul ăsta îl folosesc ca să promoveze cum învățături diferite. Bac, asta e care și mai de care. Cum? În sens că cum îl folosesc însăși virusul ca pretext pentru ca să promoveze învățăturile lor. Și din cauza asta e bine să fim atenți. Foarte corect. Următorul care l-am văzut eu aici este că îi veți cunoaște pe prorocii ăștia mincinoși, îi veți cunoaște după roadele lor. Acum mă gândesc că e foarte înșelător aici, cu oamenii care nu știu Biblia, nu au temei biblice, cum nu au o temelie biblică, ei nici nu pot deosebi roadele astea. Ei foarte repede se lasă înșelați, mai ales că prorocii ăștia mincinoși, ei operează cu semne, cu minuni, cu profeții întortocheate, cu fel de fel. Deci oamenii se iau după ele. Deci trebuie să fim foarte atenți la roadele, la oamenii ăștia, încotro duc oamenii ăștia. Și dacă te uiți în termen lung, atunci vezi, iată, de exemplu, știu că în Ucraina este o mișcare a unui așa proroc mincinos, că a fost numit proroc mincinos acum de toți, Munteanu îl cheamă. Și el, domnule, mii de oameni au atras, mii de oameni, le-au făcut niște, m-a demenit pe oamenii ăștia să investească, să-și vândă apartamente, să facă tot în jurul banilor, ca pe urmă să ajungă oameni care și-au pus capăt vieții, pentru că au pierdut, au intrat în datorii, au împrumutat bani mulți și-au pus capăt vieții mulți oameni după ce au nimerit în toată mașinăria asta a lui. Și vezi, inițial, oamenii ăștia au fost unii care au părăsit bisericile lor, evanghelice, biserici puteau să stea, să crească frumos în credință, ei le-au părăsit și s-au uitat după un lucru, cred că, care i-a impresionat tare, că atâția oameni merg după el, mai ales că el monta video așa, că arăta milioane când uitai cât urmează acolo în sălile cele. Oamenii se uitau că sunt mulți și s-au luat după el. Tot așa pe internet, oamenii dacă văd, stai domnule, dacă are vizualizări, milioane, mii, milioane de vizualizări, înseamnă că e adevărat, e bun. Dar interesant că aici spune pe calea asta înguste merg puțini. Pe calea înguste puține care o află, calea înguste puțin merg,
Deci eu mă gândesc chestia asta să nu se lasă nimeni înșelat. După, să te uiți care sunt roadele pe termen lung, care sunt roadele din perspectiva cerului. Unde merg oamenii ăștia din perspectiva cerului? Ce se întâmplă cu ei din perspectiva împărăției? Iată așa. Da, David, următoarea... Sau stai, tu ai spus acum, eu sunt la rând, așa? Nu, 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 eu acum sunt la rând. Ești, da, da. Următoarea este... De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi semăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. Cred că este... Să ne zidim casa pe stâncă făcând ceea ce auzim din cuvântul Dumnezeu. Exact. Cred că acum e... Mulți în mintea multora, carantina e o scuză ca să nu facem lucruri care Domnul ni le spune, pentru că când Domnul Iisus a fost întrebat care e cea mai mare poruncă dintre toate, el a spus că sunt două. Prima este să iubești pe, Tatăl, pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și toată puterea ta. Și a doua este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și acum când nu avem contact cu aproapele, parcă toți gândesc că într-un fel trebuie să poate relaxat un pic. Dar cred că e bine întotdeauna să ținem minte că cuvântul Domnului nu este, se aplică la orice context. Și întotdeauna Domnul ne dă calea ca să împlinim cuvântul Lui. Spune Domnul Iisus că El a pregătit, Dumnezeu a pregătit pentru noi faptele bune ca să mergem prin ele. Așa că și în ocazia asta, carantina, tot putem să împlinim cuvântul Domnului. Și în primul rând e frumos cum biserica noastră a implicat toți membrii și s-au adunat bani, nu numai din biserica noastră, din toată lumea au donat persoanele, mai des diaspora au donat, pentru ca să putem merge cu ajutor la bătrâni. E frumos că și alte misiuni fac, iar asta s-a încetit că diaconia, misiunea Bisericii Ortodoxe tot a făcut o mișcare de caritate pentru ajutarea oamenilor în iertate. Și este un lucru frumos și este bine ca noi, ca tineri, să ne gândim la cu ce putem ajuta. Poate e clar că nu putem să ieșim, mai ales dacă este vorba despre oameni în iertate, nu putem să ieșim, să-i punem în risc, dar putem să-i telefonăm, putem să-i purtăm de grijă, putem să întrebăm cu ce putem ajuta. Și în toate lucrurile să fim gata. Mai ales acum, nu avem altceva, nu avem lucruri care să ne țină și întotdeauna e frumos când cineva apelează la noi, nu avem ce să lăsăm, cum suntem liberi, așa că e bine să mergem și să-i ajutăm cu orice ocazie, fie că este un om etat, fie că sunt părinții. Întotdeauna să căutăm să ajutăm, să căutăm să zidim relații, pentru că Domnul Iisus asta ne învață, să zidim relații, începând cu cei din familie, până la orice om care Domnul ne-l spate în cale. Așa că mai ales acum cât suntem în familie, să căutăm să zidim relații, mai ales când toată lumea, carantina, tamam, că, iată, când nu deschid dimineața telefonul, toate știrile recomandate este cu discuții cu psiholog cum să salvezi cuplul pe timp de carantină. Discuții cu psihologul cum să reziști stresului când copiii sunt acasă sau chestii de seamă. Deci îți pare că carantina pune o presiune mare la relațiile din familie. Așa da, da, foarte multe familii vor divorța. Foarte mulți vor divorța. Da, vor divorța de fapt, e foarte clar că carantina asta este o testare a credinței noastre în Domnul Iisus și a ascultării noastre. Pentru foarte mulți, dar nu pentru foarte, de fapt pentru toți. Că fie că e treaba de familie, fie că e treaba de ispită, cum ai spus pe internet, că sunt multe lucruri urâte. În toate lucrurile e foarte clar că carantina este o testare a răbdării. Fie în ce ține de păcat, fie în relațiile cu oamenii, dar este o testare a răbdării noastre. Și dacă să luăm îndemnul ăsta, Domnul ne îndeamnă să fim oameni cu chipzuințe care ne zidem casa pe stâncă. Și stânca anume este un lucru tare, este o răbdare tare. Așa, o credință tare. Și vezi că stânca aici e cuvântul lui Dumnezeu. Spune oricine aude aceste cuvinte ale mele și le faci. Cuvintele Domnului Iisus Hristos, cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, este stânca și asta e pus în contrast cu prorocii mincinoși. Deci ori îți zidești temelia, îți zidești credința ta pe stâncă și mergi pe calea cea îngustă, dacă ți-o zidești pe cuvântul lui Dumnezeu. Ori o zidești pe proroși, pe proroși mincinoși pe care îi asculți unul după altul și de care acum mișună internetul, mișună de ei. Și ei sunt atât de iscusiți, fac niște video fantastic de pur și simplu te captează imediat, atât de iscusit le fac, rup lucrurile din context, oamenii care n-au rădăcini pe temelia asta, care nu cunosc Sfintele Scripturi, ei imediat sunt înșelați, pentru că ei zic, păi da, cum, dar prorocii tot din Scripturi vorbesc și ei.
pentru că ei nu știu contextul, ăștia rup din context, fac niște amestecături, niște, și atunci lumea îi crede pentru că nu știe contextul scripturilor. Deci asta, aici spune cine își zidește temelia pe stâncă, orice asculți trebuie să verifici cu scriptura, orice nu se încadrează în ceea ce spune scriptura, dat la o parte, aruncat la o parte, pentru că asta este pericol să o iei pe calea largă și să ajungi la pierzare. Și iată, aici spune că cine nu-și zidește pe stâncă, dar și o zidește pe mesajele la profeții ăștia, pe învățătura prorocilor mincinoși. Ăștia își zidesc casa pe nisip, care când vin șuvoaiele, când bat vânturile, ea se dărâmă și nu mai rămâne nimic. Da. Hai să mergem la următorul text, David. Îl citești tu și spui tot așa ce subliniu. Efeseni 4:11-16. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Ca să nu mai fim copii, iată noi demn, să nu mai fim copii, plutind în pace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloace de amăgire, ci, credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele. Deci să creștem în toate privințele. Da, da. Ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Din El, tot trupul, bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți, în măsura ei se zidește în dragoste. Da. Eu am mai subliniat aici ceva, David. Eu am subliniat aici pentru desăvârșirea sfinților, versetul 12. L-am subliniat ca un îndemn indirect care e dat aici a slujitorilor bisericii. Eu conduc biserica, tu conduci lucrarea de tineret, toți care lucrăm în biserică, asta trebuie să facem noi, să-i desăvârșim pe sfinți în vederea lucrării de slujire. Și apoi l-am subliniat și următorul, pentru zidirea trupului Hristos, că sfinții trebuie să zidească trupul lui Hristos. Și am mai subliniat încă și de fiecare, credincioși adevărului, în versetul 15, ci credincioși adevărului, credincioși adevărului, toți l-am subliniat, în sens că să fim credincioși adevărului. Și apoi am subliniat de fiecare încheietură, da, de fiecare încheietură. Bun, hai să le discutăm. Încep tot eu, primul, da? Deci, ăsta unde am scris pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire. Este o provocare grozavă pentru noi, acum pentru slujitori. Pentru că noi ne-am trezit într-un context cu totul nou. Nu ne întâlnim cu oamenii, oamenii stau în carantină, cum să-i desăvârșim pe oameni, ba încă să-i desăvârșim în vederea lucrării de slujire. Deci noi trebuie să-i învățăm pe oameni, trebuie să-i echipăm pe oameni, trebuie să le arătăm, să le dăm direcții la creștini, să le arătăm sfinților ce au ei de făcut, să-i direcționăm acolo, ei să facă, să-și facă fiecare lucrare, este o provocare. Cel mai ușor pentru slujitor este să zică, luăm toți pauză, vacanță, cât suntem în carantină, când revenim la normal, o luăm iar din nou. Numai că noi nu mai revenim, la cele vechi nu mai revenim, cum a fost înainte, nu. Și dacă noi acum nu ne ocupăm de sfinți, este mare pericolul că copiii or să ia cu felurite învățături, vânturi de învățătură. Deci de asta cred eu că noi cu tine asta trebuie să facem, să insistăm acum să dăm învățătură. Uite exact ce facem acum, că ne urmăresc mai mulți, participă cu noi la studiu și trebuie să facem lucrul ăsta sistematic. Continuu să insistăm, să dăm învățătură, dar nu numai învățătură, să dăm învățătură temenică, să răspundem la nevoile oamenilor. Uite, dimineața am făcut antrenament, dacă veneam înapoi, chiar la antrenament mi-a dat Domnul un gând să fac un mesaj, o învățătură, un studiu pentru oameni, că acum mă gândesc, mulți oameni au început deja să fie apăsați din îngrijorare. Ei se gândesc, m-am gândit la cineva specific din biserică, la antrenorii m-am gândit, ei acum nu duc antrenamente. Din antrenamente și aveau suportul lor. Când vor relua înapoi, deși ei deja de o lună, ei nu au suport. Într-a doua, ei nu au suport, dar de aici ei trebuie să au nevoie de toate nevoile care le-au avut, le-au mai departe. Mai mult, ei vor intra în a doua lună, plus când oamenii vor veni din carantină,
La oameni cred că nu o să le ardă antrenamente. Ori să ai, de aici nu plouă. Am înțeles că o să mai fi încă vreo 3 zile din gheț. Lucrurile nu se arată bine la orizont. Și atunci mă gândesc, oamenii stau cu îngrijorare. Dar cum, cu ce mă îmbrac, ce mănânc, ce fac mai departe, cum îmi întrețin familia, cei care sunt cap de familie. Și m-am gândit că trebuie neapărat de dat învățătură în privința asta. Alta m-am gândit de dat învățătură ca să întărim legătura frățească în biserică. Fiecare să fie foarte atent la fratele lui, la sora lui din jur, tot ce putem să ne ajutăm unii pe alții ca să stăm. Ei, asta am dat așa ca exemplu, că noi trebuie să-i desăvârșim pe sfinți în vederea lucrării de slujire în condițiile actuale. Să fim foarte atent ce se întâmplă, care sunt nevoile duhovnicești ale sfinților și să împlinim nevoile astea, să le dăm direcție. Chiar dacă nouă ne vine greu, că și noi suntem puși, îți dai seama, a fost scos total din confortul nostru, toți slujitorii, că era mersul normal al lucrurilor și deodată ne-am trezit o cu totul altă împrejurare, cu totul altă împrejurare, bancă. În împrejurarea asta noi trebuie nu numai învățătură să le dăm, dar direcții specific, să le spunem lor cum să zidească trupul lui Hristos, cum să o facă ei în condițiile actuale. Hai mai departe. Eu cred că le-am acoperit pe ambele din versetul 12. Hai tu, mai departe. Următoarea, ca să nu mai fim copii. Uh-huh. 14. 14, da. Și iarăși te pierd la ce stat în pasajul trecut, ca să nu fim copii în sensul plutit încoace și încolo, portați de orice voi de învățătură. Deci, dacă stați în legătura cu ceea ce ai spus tu, scopul nostru ca lider, ca slujător, este ca să îi desăvârșim în cunoștința adevărului și în ce ține de lucrarea de slujire, pentru ca ei să fie capabili să discearnă între învățătura sănătoasă și învățătura mincinoasă, sau vorbile de șarfe, pentru ca nu cumva să fie luați. Și pericolul mare este că mulți aleg să rămână copii, amuia. Mulți aleg calea mai ușoară, simplu, da. Tăți au pus pauză și ei, automat, dacă nu crești, rămâi copil, nu? În orice lucru, fie la școală, dacă nu înveți, ce folos din școală? Și tot așa, în învățătura sănătoasă, dacă nu o primești, dacă nu o cauți, în primul, mai ales că acum, da, este internetul, numai că duminica, când era biserică, era mai ușor, duminica, joi, marți, seara, vorbesc de biserica monastirii, toți știam că sunt orele precise la care nu stau biserică și primeam învățătură. Acum, pe de-o parte, da, este internet, este foarte, foarte accesibil. Dar, cu părere de rău, mulți, nu că ezită, dar nu-și iau timpul și hai ca să privesc mâine, că toți salvează online, să privesc poi mâine și nu mai privesc. Deci, este în primul rând responsabilitatea noastră, chiar dacă e foarte accesibil acum învățătura, să ne facem timpul să o primim, să o căutăm. Exact. Și în al doilea rând să primim învățătura asta ca să primim creștere spirituală, să nu rămânim la starea de copii mici. Pentru că când o să, așa, muia în carantină și mai ales când o să termină carantina, să fim capabili să slujim toți împreună pentru zidirea trupului. Și nu cumva în timpul carantinei astea, în loc ca să primim învățătură sănătoasă de la învățătorii noștri, să ne lăsăm cumva purtați de o învățătură nesănătoasă. Da, exact asta se întâmplă, că dacă nu primești învățătură sănătoasă, atunci rămâi copil și spune că copiii sunt purtați de orice vânt de învățătură. Copilul e purtat nu de voia lui, el nici nu-și dă seama. Vântul poartă orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor și își retine lor în mijloace de amăgire. Ca pe un copilaj mic, orice jucărică, cu cea mai simplă jucărică l-ai atras. Ei, așa oamenii care nu primesc învățătură, da, care nu primesc învățătură, sunt atrași cu... Da, bine, David. Următoarea aici spune, vezi, e pus în contrast, în versetul 15, să nu mai fim copii, ci să fim credincioși adevărului și așa să creștem în toate privințele, ca să ajungem la cel ce este capul Hristos. Exact ce ai spus tu, că să nu ne înșelăm, că ascultăm mai târziu sau ceva. În primul rând, să fim siguri că noi suntem conectați la sursă sănătoasă, la cuvântul lui Dumnezeu, la cercetarea Sfintelor Scripturi. Deci fiecare creștin să fie bine conectat la biserica lui locală, care sper că acolo se dă o învățătură sănătoasă. Fiecare să aibă sursă de învățătură sănătoasă și învățătura sănătoasă numai decât te va lua în Sfintele Scripturi. Eu continuu le spun la oamenii, la Moldova creștină, peste tot, să aveți Biblia cu voi, un caietel,
tot ce vă vorbesc, verificați cu Biblia, verificați în context. Este adevărat ce spun eu sau vorbesc altceva decât este scris în context? Să fiți sigur că toate lucrurile spun verificați cu mine, verificați cu alții, cu toată lumea, să fim siguri că rămânem toți întemeiați, suntem credincioși adevărului și adevărul este cuvântul lui Dumnezeu. Cum Domnul Iisus acolo în rugăciunea lui de mare preot la Ioan 17, când a spus, Tată, sfințește-i prin adevăr și tot Domnul Iisus definește ce este adevărul acolo. Zice, cuvântul tău este adevărul. Așa că asta e deosebit de important să-i motivăm pe oameni să studieze cuvântul, să fie credincioși cuvântului și așa vor crește în toate privințele. Următorul, David, a tău. Da, mai scris ceva? Ca să ajungem la cel care este capul Hristos. Nu, am scris că din el tot trupul bine închegat și translegat prin ceea ce dă fiecare încheietură își primește creșterea. Da. Lucrarea fiecarei părți în măsură. Cred că merg împreună, poți vorbești la ambele. Da. Cred că este important ca fiecare creștin să înțeleagă că el nu poate merge separat de biserică, de tot trupul, și nu poate trupul să meargă separat de dânsul. Pentru că cu părere de rău, la noi în țară, de fapt în toată Europa, din cauza la situația socială care a fost de-a lungul istoriei în Europa, oamenii întotdeauna s-au deprins societatea, deci partea decizională s-o iei societatea pentru ei, societatea să ia deciziile și ei s-o pună. Și din cauza noi trezim la noi în țară, întotdeauna lumea spânge ba pe guvern, ba pe familie. Întotdeauna este cineva vinovat, dar nu el. Dar ceea ce noi trebuie ca creștini să înțelegem este faptul că responsabilitatea de a îmbunătăți situația, responsabilitatea de creștere, de îmbunătățire, mai ales în ce ține de biserică, de trupul lui Hristos, ține de fiecare dintre noi. Pentru ca trupul să crească, este necesar ca fiecare mădular, fiecare parte mică să ajungă la plinătatea cunoștinței, la înălțimea capului, la calitatea care o avea Domnul Iisus Hristos. Deci, cum era Domnul Iisus Hristos, la înălțimea Lui, așa trebuie să ajungă fiecare, ce să stindă fiecare persoană, să ajungă să lucreze, să creadă, să trebuie să nu mai studieze, că am studiat acolo, că cine vrea să se asemene cu omul care își dește casa pe stângă, trebuie să-și facă ceea ce aude. Deci, dacă nu dar și aici, spune, ajunge... trup, și aici spune trupul își primește creșterea prin ceea ce dă fiecare încheietură. Fiecare mă spune ceva interesant. Aici, duminică am fost la, știi că la Cleveland a fost aici Tornado, eu am pus video, m-am arătat. Duminică, după masă, am fost acolo. Am mers, am spus Evanghelia la oameni, am mers cu Tim, Olga, Michael, Aliona. Ei, apropo, foarte bine, au făcut un plan grozav să meargă în toată area ce spune Evanghelia, invită pe oameni la grupe de studiu biblic și lucrează la plantarea unei biserici acum. Vor să planteze o biserică, așa că e bine să ne rugăm toți pentru asta. Dar am văzut ceva interesant. Când intram pe oameni și îi întrebam, mergi la biserică? Eu sunt biserică, auzesc. Biserica la mine acasă. Asta răspuns frecvent acolo. Eu sunt biserică, eu nu, adică biserica, el consideră că el e biserica, nu mai are nevoie de nimic, gata, e suficient, e tot. Ei, nu, aici spun, nu spune așa, spune, biserica este trupul lui Hristos, toți noi alcătuim biserica și biserica crește și fiecare biserică locală crește, biserica toată universală crește prin ceea ce dă fiecare încheietură în măsura ei, în măsura potrivit cu lucrarea fiecarei părți, deci să-și dea potrivit cu puterea care o are fiecare și atunci biserica crește și se zidește în dragoste. Deci asta trebuie să facem toți, dacă facem o concluzie aici, dar o să le facem până mai târziu. Fiecare din noi trebuie să gândească ce pot eu, care sunt darurile mele duhovnicești, care este puterea mea să lucrez după puterea mea cu darurile mele duhovnicești, ca să fiu sigur că aduc lucrare, aduc creștere bisericii lui Hristos. Bine, David, hai să mergem la... Interesant că când vorbești despre... să ajungem la cel ce este capul, nu-ți vorbești atât la aptitudine sau la ce, la lucrarea pe care o faci, cât la atitudinea. Pentru că Pavel spune că când vorbești despre gândul lui Iisus, nu vorbești despre minuni, despre semne sau despre modul în care învăța Domnul Iisus, dar vorbești despre o atitudine corectă. Deci pentru ca trupul să crească, este vorba să ne facem partea noastră, dar contează atitudinea cu care ne facem partea noastră. Da, da, și acolo spune, iată, credincioși adevărului în dragoste. Da. Da. Credincioși adevărului în dragoste. Hai să mergem la următorul. 1 Tesaloniceni, mergem la pagina 2.
Da, da. Unul Tesaloniceni, capitolul 5, de la versetul 18 până la 23. Aici o să fie mai ușor de urmărit. Demnurile chiar, chiar sunt date direct. Hai? Citești-o, da? Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, primul demn. Căci da, aceasta da. Este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Nu stingeți Duhul, al doilea da. Nu disprețuiți prorociile, a treilea îndemn. Ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Asta e iarăși un îndemn. Feriți-vă da, da. De orice se pare rău, a cincea îndemn. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzit întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Așa. Bun. Hai, David, începem atunci. Primul este mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu Hristos Iisus cu privire la voi. Situația asta, am zis, ne-a scos total din confort. Sunt atâtea lucruri, dacă te uiți la prima vedere, parcă sunt lucruri care stârnesc nemulțumirea. Și foarte mulți oameni nemulțumiți, foarte multe nemulțumiri exprimate și ușor să cazi în cursa asta ca să preiai și tu atitudinea asta. Ești din casă, auzi nemulțumire, citești la noutăți, mulțumire, nu știu, discuți cu cineva, între pe Facebook, rețele sociale, nemulțumire, 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 nemulțumire și iai atitudinea asta. Dar aici ne spune mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Dacă e pentru toate lucrurile, înseamnă și pentru situația care este acum în lume, pentru carantina asta, pentru tot ce se întâmplă. Toate lucrurile care se întâmplă, mai ales că noi, ca și copii al lui Dumnezeu, noi știm că toate lucrurile lucrează spre binele celor care se încred în Dumnezeu, care îl iubesc pe Dumnezeu, care sunt chemați după planul lor. Dacă știm lucrul acesta, și acolo unde nu înțelegem noi de ce anume se întâmplă așa, noi știm că toate lucrurile lucrează spre binele nostru și altă, noi trebuie să vedem care sunt oportunitățile pe care ne le dă Dumnezeu în condițiile astea în care ne aflăm noi, așa ca să le folosim. Și să avem atitudinea aceasta frumoasă de mulțumire, să-i mulțumim cu adevărat lui Dumnezeu și nu numai cu buzele, cu inima. În inimă, mulțumiți cu atitudine, mulțumirea asta dă așa o stare a minții, o stare de liniște, de pace, bună, plăcută a minții, care se reflectă și asupra sănătății. Apropo, știi că acum, iată când l-au întrebat pe Trump, care sunt așteptările, la ce se așteaptă așteptările? El cea mai rea așteptare care este că va crește numărul de suicidări. Pentru că oamenii se îngrijorează tare și mă gândesc, nu numai acolo, și la noi cred că va crește numărul. Toate se adună, nemulțumirile se adună și nemulțumirile pun o apăsare pe om, bolile, toate, absolut. Deci ne spune, nu, invers, noi ca și copii al lui Dumnezeu, noi trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Asta e voia lui cu privire la noi, să mulțumim. Mai ales că noi știm, toate lucrează spre binele nostru. Avem garanția asta. Pentru noi bine nu este. Pentru noi rău nu este. Interesant, cineva a pus, am văzut o poză pe Facebook, cineva a pus cuvintele lui Billy Graham. Billy Graham zice, eu am citit ultima pagină din Biblie, zice, și acolo spune că tot va fi bine. Am citit ultima pagină din Biblie, zicea, acolo e scris că tot va fi bine. Așa că, dar pentru noi oricum tot va fi bine. Totul va fi foarte bine, de aceea noi putem fi mulțumiți. Putem fi totdeauna să avem atitudinea asta și asta e un lucru tare important, cu atitudinea asta de mulțumire să mergem. Da, bine, David, următorul, tu. Nu stingeți Duhul. Aici se referă, cred că are legătură cu ăsta, cu mulțumirea. Pentru că nemulțumirea stinge Duhul. Corect. Faptul că nu ești mulțumitor Domnului, nu mai vezi folositor să asculți de El, să asculți de voia Domnului, să plăniești voia Domnului și asta stinge Duhul. Duhul întotdeauna prinde râvnă pentru lucruri bune, pentru ascultare de voia lui Dumnezeu. Exact. Dacă Duhul te îndeamnă să faci lucruri frumoase pentru Dumnezeu. Da. David, tu, fața ta se luminează. Schimbarea la față are loc schimbarea ta la față. Așa, gata, corect, bine, da, reveni la normal, coborând. Deci asta e, să nu lăsăm ca atitudinea noastră, modul în care noi vedem lucrurile din jur, să afecteze râvna Duhului, Duhul care este noi. Pentru că dacă nemulțumirea, lipsa de dragoste, toate lucrurile esteană, care țin de atitudine,
ne opresc râvna. Și poate să fie lucruri interioare, cum ar fi nemulțumirea, dar poate să fie și lucruri exterioare, descurajare de la alți oameni, da? Nu știu, mai ales acum, cine știe, iarăși, cum am spus, că multe familii sunt cum, situații încordate din cauza la carantină. Pe urmă, mai știi, am ușa, prietenii se mai ceartă sau cine știe ce se întâmplă, mai ales mulți, iarăși, cum am spus noi, factorii externi, că își pierd locul de muncă. Mulți ține să fie, mai ales acum, care trebuie să absolvească clasa 12, au avut visuri să plece la studii, să învețe, mai ales și cum, incertitudine, nu știu cum o să fie, dacă bacul se amână, ce fac ei? Deja în luna martie ei trebuiau să depună actele pentru ca să fie admiși la studii peste hotare. Și incertitudinea asta cu siguranță crește în inimă o atitudine, dacă nu din nemulțumire, cel puțin de grijă. Și iarăși noi știm din Matei 18 că grija tot nu face bine. Grija deloc nu face bine și ea tot stinge duhul. Pentru că grija nu ne lasă pe noi să ne ocupăm, să ne, deci grija de lucrurile pământești ne ferește atenția și concentrația la lucrurile cerești, de la lucrurile duhovnicești. Și asta stinge duhul. Dar nemulțumirea îți blochează mintea, că nu mai poți auzi îndemnurile Duhului, că Duhul te îndeamnă, fă asta, fă asta, fă asta, Duhul Sfânt îți arată lucruri grozave care le pot, Duhul Sfânt îți arată oportunitățile, îți arată posibilitățile care sunt, ce trebuie să faci, îți dă direcții, îți dă tot, dar din moment ce ești cu starea asta de nemulțumire, nu mai poți vedea îndemnul Duhului. Când stingi Duhul? Atunci când nu faci potrivit cu ceea ce îți spune Duhul, când nu auzi vocea Duhului, nu faci potrivit cu ceea ce îți spune Duhul Sfânt. Hai să zic eu la următoare. Iată, aici spune, nu disprețuiți prorociile. Și chiar... Deci astinge, tot merge împreună cu astinge Duhul. Duhul Sfânt este acela care și ne vorbește prorocii. Prorociile, exact în ziua de azi, tot sunt prorocii cum au fost altădată. Duhul Sfânt ne poate proroci, poate folosi oameni. Darul ăsta prorocii, el este azi tot așa cum a fost înainte. Niciunul din darurile duhovnicești n-a dispărut. Și Dumnezeu poate să ne vorbească prin prorocii, cum a făcut în Cartea Faptele Apostolilor. Avem mai multe cazuri, îți amintești când când Apostolul Pavel era în casa lui Filip și erau fetele cele a lui care erau prorocițe. Dar a venit Agab și Agab i-a prorocit și i-a spus, omul care poartă brăuista va fi legat. Și tot Agab, pe urmă altă dată, a prorocit că va fi foamete și prorocia lui a avut un efect grozav când pentru că bisericile au știut, s-au pregătit. Însă în cazul lui Pavel nu s-a lăsat deloc influențat. Pentru Pavel n-a jucat niciun rol prorocia lui Agab. I-a spus, s-a întâmplat exact cum a spus Agab, însă Pavel nu și-a schimbat cursul, nu și-a schimbat direcția, nimic. El știa foarte bine unde trebuie să meargă. El avea o direcție clară de la Duhul Sfânt și el mergea bine acolo. Exact așa Dumnezeu ne poate vorbi azi prin prorocii. Și spune aici să nu le disprețuim, pentru că vezi, o extremă este... Să credem cum ăștia care vor merg la proroc pentru orice fleac, știi? Cu ce mâncare să mănânce azi și aceea vrea să afle tot de la proroc, știi? Sau să ducă la serviciu ăsta, să nu se ducă la serviciu ăsta, să căsătorească cu persoana aceea, să nu se căsătorească. Pentru el, vocea prorocului, nu dragostea din inimă, e definiția unde... Deci, cu alte cuvinte, oameni care lasă cuvântul la o parte și ei vreau în careva un proroc să-i conducă. Asta e o extremă. Alte extreme care pur și simplu nu vrea să asculte de prorocii, disprețuiește, nu vrea să asculte. Dumnezeu vrea să-i vorbească, pentru că Dumnezeu poate să vrea să-ți vorbească într-o situație concretă, la un caz concret, la o situație în care Dumnezeu vrea să-ți vorbească. Iată, eu cred că Dumnezeu m-a folosit de câteva ori pe mine, m-a folosit ca să prorocesc la cineva. Chiar acum mi-a spus, dar ai văzut-o, când vorbeam cu fratele Leonid, când mi-a spus, măi, parcă ai fost proroc, nu știu dacă ai auzit când o zis el. Deci parcă ai fost proroc, că eu tare insistam în toată perioada asta, eu în ultimul an de zile, 2 ani de zile, tare insistam să-i pregătesc pe slujitori cu cum să folosească resursele astea online.
Și unii acceptau, alții nu prea acceptau, nu înțelegeau. Dar acum zic, dar cum, de unde ai știut că vine asta? Eu n-am știut că vine asta, dar uite, Duhul Sfânt pe mine m-a îndemnat tare să fac asta. Și tu știi că cât de ocupat eram. Deci, este cartea aceea de istorie care o întind de atâta vreme, că chiar am hotărât de acum și aici, am hotărât să o fac în carantină asta, nici acum nu mai reușesc. Mi-am pus azi hotărâre că de mâine dimineață mă scol la 5 și 2 ore lucrez la carte. Doamne, roagă-te și tu, să roage toți care aud acum. Dar vreau să zic că cartea asta tot am întins-o, însă Domnul mi-a pus pe inimă cartea asta cu computerul să o fac, să o scriu repede, să o tipăresc, cartea tradusă în toate limbile, ca să poată fi, ai văzut tu singur câți oameni au fost la seminar, mi-au cerut să facem seminar și în limba română cu cartea asta și cred că o să-l facem numai decât webinarul, mă gândesc acum cum să-l facem, dar cred că asta a fost o profeție care, cum, profetic Dumnezeu mă folosea pentru vremurile astea care trebuie să le facem. Deci ce zic? Și tot așa Dumnezeu poate să folosească un profet ca să-mi vorbească mie, să-ți vorbească ție, să-i vorbească la cineva. Și atunci nu trebuie să mergem într-o extremă unde am dat cuvântul la o parte, dar nici în extrema în care zicem că el nu există deloc, nici nu vrem să, gata, au trecut vremea profeților. Nu, nicăieri în Biblie nu spune că au trecut vremea profeților. Dumnezeu ne poate vorbi prin profet și azi. Iată, asta e lucru care aici l-am văzut eu. Nu disprețuiți prorociile. Să fim foarte atent la vocea Domnului. Hai următoare. Tu ești. 21. Cei cercetați toate lucrurile și păstrați și este bun. Asta se referă în conexiune cu prorociile. Deci să fie cercetate, să fie puse în comparație cu cuvântul Dumnezeu, cu cunoștință, în cercetate, în profunzime, și ceea ce este conform cuvântul Dumnezeu să fie păstrat. Ceea ce nu este, să fie lăsat. Asta e discernământ, să avem în ceea ce ține de învățăturile pe care le ascultăm. Și asta vine numai dacă cunoaștem cuvântul Dumnezeu. Amin. Deci dacă cunosc, când vine o profeție la mine, să verific profeția asta, stai puțin, înțeleg că, deci spune, nu disprețui profețiile, stai, dacă văd că este o profeție pentru mine, să verific în cuvântul lui Dumnezeu, este ok, este bine, da, poate Dumnezeu să-mi dea, uite, de exemplu, hai, bun, aceea nu a fost profeție, a fost vedenie la Pavel, când încerca să meargă într-o direcție, nu merge, s-a pornit în Asia, nu merge, în misia sau unde mergea, nu merge, nicăieri nu mergea. Și noaptea vede visul, celălalt îl cheamă un om din Macedonia și îi spune, hai treci la noi, vină la noi. Pavel a înțeles, gata, asta e direcția, într-acolo mergem. Deci asta văd, de a nu stinge Duhul, de a fi foarte sensibil la direcția care vrea să-mi o dea Dumnezeu. Să fiu foarte sensibil la asta, Dumnezeu vrea să-mi dea o direcție, vrea să-mi arate ceva, sensibil la asta. Da, bine, David. Și următorul zice, feriți-vă de orice se pare rău, tot legat de prorocii. Tot că vine cineva și îmi spune profeție. Iată, când eram acasă, au venit două femei la biserică. Mă timp ți-am spus eu ții de asta, dar le spunem și la cei care sunt cu noi. Au venit două femei la biserică și mi-au spus că ele au avut descoperire de la Dumnezeu, ele au profeții pentru mine. Profeții pentru mine că un anumit politician care era în închisoare, nu-i zic numele, el este omul lui Dumnezeu. El este omul lui Dumnezeu și eu trebuie să mă ocup de omul lui Dumnezeu, eu trebuie numai decât să merg la el, trebuie împreună cu el. El e omul lui Dumnezeu și eu trebuie să-l ajut, să-l sprijinesc, să fac tot acolo, care lucrurile mi-au părut chiar cu totul stranii ce au venit femeile astea să zică. Și atunci am verificat, dar nu mi-a trebuit prea mult timp să verific, să văd că nu, totul asta se pare tare rău, lipsit de orice discernământ din partea lor, deci numai nu de Duhul Sfânt femeile, cele veneau conduse ca să facă astfel de profeții. Deci iată aici spune, feriți-vă de orice se pare rău. Când vine cineva cu profeții, profeții pe internet, profeții... Okay, hai, mergem, dar atunci trecem la următorul text. Următorul text este Romani 16, versetul 17 până la 19. Vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care i-ați primit-o. Depărtați-vă de ei. Sunt două îndemnuri, dar se referă la Ion. Da, da. Căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui lor și prin vorbiri dulce, amăgitoare, îi înșală inimile celor lesne crezători. Cât despre voi, ascultarea voastră este cunoscută de toți,
Mă bucur dar de voi și doresc să fiți înțelepți în ce privește binele și proști în ce privește răul. Să fim înțelepți în ce privește binele și proști în ce privește răul. Așa. Bun. Deci primul demn aici spune să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei. Merge împreună. Astea merg cu același lucru. Da, acum sunt foarte mulți pe internet care provoacă dezbinare împotriva bisericii, împotriva bisericii locale. De exemplu, un lucru care tare m-a uimit. Am văzut că un predicator care destul de bine este vizualizat, succes mare are, multă lume l-asculta, foarte reprezentativ, așa vorbea bine, parcă bine și mai bine. De fapt, am aflat de el prima dată când cineva m-a întrebat cu privire la mărturisirea păcatelor, că predicatorul cel categoric a spus că nu trebuie să-și mărturisească nimeni păcatele la pastor, la preot, la nimeni din oameni, nu trebuie să-ți mărturisești păcatele strict, categoric numai lui Dumnezeu să-ți le mărturisești. Dar, pe urmă, alt lucru care acum un alt vlogger a atenționat, că pastorul respectiv ar fi spus, acum în contextul când se făcea cina Domnului, el ar fi spus că dacă în biserica ta cina Domnului se face, nu se face strict cu vin și strict cu azime, azime înseamnă pâine nedospită, fără botcală, atunci zice, părăsește biserica. Caută o altă biserică. Duce și spune pastorului, dacă nu se schimbă, părăsește, caută o altă biserică. Asta, după mine, exact, omul ăsta, el face dezbinare și tulburare împotriva învățăturii. Învățăturii pe care am primit-o noi. Că nicăieri Biblia nu spune lucrul ăsta categoric, nu face așa. Deci eu m-am îngrijorat tare. Alt ceva, tot în contextul ăsta a cinei Domnului, deci multe păreri. Vezi că am făcut și eu un mesaj cu cina Domnului. Cina Domnului, toți ne-am trezit într-o situație cu totul ieșită din comun, că nu putem să ne întâlnim în casă de rugăciune și atunci au fost patru variante cele mai frecvente, cele mai cunoscute. Una a fost că nu facem cina Domnului până când nu ne întâlnim din nou în casa Domnului. Asta s-a luat în cadrul Uniunii Baptiste din Moldova, cum am făcut și noi. Alta a fost că slujitorii se roagă în online și oamenii se roagă și oamenii iau în familie. Alta au fost cu oamenii în genere, fac în familie. Și a patra au fost, nu mai țin minte, că slujitorii vin pe acasă pe la oameni și o fac cina Domnului, în particular cu fiecare familie. Niciuna nu are un temei biblic suficient. Toate sunt pentru o situație excepțională. Însă, eu am făcut un video în care am îndemnat fiecare să asculte de hotărârea care s-a luat în biserica lui local. M-am întristat când am văzut că alții au sărit peste ceea ce s-a hotărât în biserica locală și ei, într-un fel, i-au îndemnat pe oameni la nesupunere. Poate nu e un lucru atât de... Că nu e nimic, nicio greșeală, dacă nu e așa grav, nicio gravitate că au luat cina Domnului într-un fel sau altul, dar însă și faptul că se cultivă nesupunerea aceasta și nesupunerea care duce la dezbinare, care duce la tulburare împotriva învățăturii sănătoase. De asta tare vreau să-i atenționez pe toți, să fii atent să nu facă lucrul acesta. Nimeni din cei care studiem aici, să fim atenți la oameni care provoacă tulburare în biserică. Noi nu vrem tulburare, nu ne trebuie tulburare. Și acum mulți pot provoca tulburarea asta. Da? Următorul, David, că tu ești. Doresc să fiți înțelepți în ce privește binele și proști în ce privește răul. În sens că mintea noastră să fie foarte ageră și înțeleaptă când vine vorba de făcut binele, dar când e rău, să ne facem proști și nici nu știu, nu ne gândim la chestiile astea. Și chiar dacă ne vin gândurile, să le alungăm. În alte cuvinte, mintea noastră să fie nepricepută și să fie neaptă să gândească la lucruri rele. Chiar și clar că suntem oameni și lucrurile rele, cum mai ales la mânie, la ele vin, dar noi să ne facem proști. Asta e demnul. Da. Bine, ultimul text. Psalmul 119, versetul 105. Apropo, cuvântul... asta e psalmul chei, versetul chei, deviza misiunii Precept Ministries. Asta e deviza misiunii noastre Precept Ministries. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Da. Vezi aici vreun îndemn indirect ceva? Păi, cuvântul tău este o candelă,
să urmăm învățătura cuvântului. Uh-huh. Ea să ne fie lumina pe calea noastră. Deci, deci toate lucrurile facem, orice cale n-am alege, întotdeauna, dar de fapt calea care alege de noastră e cea care luminează cuvântul Domnului. Adică asta e normal. Dar în tot ce facem, în toate lucrurile pe care le facem noi, întotdeauna să facem ceea ce ne învață cuvântul Domnului. Asta înseamnă. Cuvântul Domnului să vede ce e bine și ce e rău și noi întotdeauna să facem ceea ce El spune că e bine. Foarte corect. Bun. Hai să rezumăm acum din toate aceste 5 texte învățăturile centrale. Sau concluziile ar fi. Concluziile centrale care le fac. Cele care s-au repetat, care le-am văzut continuu, care sunt legate între ele. Tu zici una, eu zic una. Tu una, eu una. În primul rând este ca să ne ferim de învățăturile sănătoase, să cercetăm cuvântul Domnului. De învățăturile rele. Să căutăm învățăturile sănătoase ca să fim capabili să discernem ceea ce este învățătura bună și ce este învățătura rea și ceea ce învățătura bună să o urmăm, să o împlinim și învățătura rea să fugim de ele, să nu ne lăsăm cumva măgiți de învățătorii mincinoși și de vorbele lor deșarte. Așa. Deci să studiem Sfintele Scripturi bine ca să putem deosebi ce este greșit, ce este adevărat. Alt lucru care l-am văzut aici este tare, tare mult pus accentul pe să ne păzim, să ne ferim de cei care provoacă dezbinări, să ne ferim cât mai serios pericolul lor. Să nu credem că ei sunt departe, ei sunt foarte aproape, foarte insistenți în ceea ce vor ei să facă, foarte iscusiți în mijloace de amăgire. De aceea trebuie să ne păzim, să ne ținem departe de oamenii aceștia, cât mai departe de oamenii aceștia, când intrăm în spațiu online, să fim cât mai departe de ei. Deci nu vrem pur și simplu să le dăm acces la noi. Noi vrem să fim preocupați de învățătura sănătoasă, exact așa spune aici, feriți-vă de ei, feriți-vă de cei care fac dezbinări, care fac tulburare, care sunt proroci mincinoși. Trebuie să ne depărtăm de ei. Asta e o concluzie care am văzut-o continuu repetată. Da? Alta este că cuvântul Domnului, auzirea cuvântului Domnului și faptul că ai discernământ în ceea ce ține cuvântul Domnului, asta nu te face încă un om înțelept. Un om înțelept este cel care face ceea ce învață, ceea ce cuvântul Domnului învață. Acolo spune că un om înțelept înseamnă cu om care și-a zidit casa pe stâncă. Și cuvântul este stânca, dar trebuie să dești casa pe ea. Și faptele noastre, da, adică faptele în ascultare de cuvântul Domnului, sunt casa pe care noi ne-o zidim și care poate să reziste. De fapt, vedem că ascultarea, deci una este să auzi, dar ascultarea ne întărește pe noi și anume prin ascultare noi creștem și putem să ajungem la plinătatea cunoștinței Domnului Iisus, să ajungem la capul care este Hristos. Fără ascultare, însăși, în sens că auzirea cuvântului nu e suficientă. Trebuie să o ascultăm printr-o trăire în ascultare de cuvântul Dumnezeu. Exact. Exact, David. Foarte corect. Alta care am văzut-o aici este ca să lucrăm fiecare, deci noi slujitorii, slujitorii acum trebuie numai decât să îi echipăm pe oameni, să îi învățăm pe oameni cum să orienteze în spațiu, este online ceea ce își facem noi acum cu tine. Alta trebuie pe oameni să-i echipăm pentru slujire, să le dăm învățătură, să le dăm direcții, nici într-un caz nu ne putem lua pauză acum, trebuie numai decât să insistăm să facem lucrurile astea. Da. Uh-huh. Cred că altul este să ne ferim de lucruri. Adică una a spus că să fim capabili să discernem dintre bine și rău, dar este și un lucru important ca să ne ferim de lucrurile rele. Adică dacă știm că un lucru este rău, pentru ce să ne expunem riscului de a-l asculta? Pentru că eu, de exemplu, când am fost la școală, la liceu, des ori colegii, da, ce încurcă să încerci să fumezi sau să bei o bere sau să te îmbeți odată? Dar care-i folosul din asta? Da. Care-i folosul din asta? Deci, nu pur și simplu, adică, un om înțelept fuge de pericol. Foarte deci, un om înțelept N-o să încerce un lucru care știe că rău de folosul experienței sau pentru ca să știe și el cum e asta sau nu știu. Deci un om înțelept o să ferească de lucrurile rele. O să ferească de lucrurile rele, o să ferească de învățăturile rele. Deci dacă știm, dacă învățătorii noștri ne-au spus că iată un om, învățătura lui este rea sau învățătura asta este rea, pentru ce să ne expunem noi riscului
și să mergem să studiem. Mai ales înțeleg că, de exemplu, mama ea face cum seminare pe subiectele astea, ea le tratează, anume ca să dea zidire oamenilor să aibă discernământ, să-și deosebească învățătura sănătoasă. Dar, da. Dar un om care nu are încă, nu a ajuns la maturitate, care este copil în credință, pentru ce el să se supună riscului? Dar noi, ca părinți, nu o să ne expunem copiii noștri la un risc pentru simplu fapt ca să aibă experiență, mai ales când riscul celălalt n-are niciun folos. Da. Copiii noștri. Noi ca, mai ales că experiența, experiența este bună și rea. Da. Experiența este bună și rea. Cine dintre noi a suit pe un copac și a scad jos și rupă mâna ca să treacă prin experiența asta? Ca să acumulezi experiență, exact. În chestie de trupul nostru, noi nu facem asta, ci noi facem asta cu mintea noastră și mai ales cu sufletul nostru care e veșnic. Deci noi se experimentăm. Când am mers duminica trecută la, să spunem, Evanghelia, în cartierul acela, e un cartier așa, cu mulți drogați, nu, un cartier cu oameni căzuți tare. Și cineva mi-a spus, cineva din echipă a zis, când între la ei, a zis că așa un miros de marihuana. Și eu m-am gândit, gândul care mi-a venit, dar eu nu știu cum miroase marihuana. Ce-s de fericit că eu nu știu cum miroase marihuana. Și l-am cunoscut pe Domnul Iisus numai la 20 de ani. Atunci am crezut, până atunci am trăit în păcat, am fost, dar uite, Domnul m-a protejat, nici măcar n-am încercat niciodată drogurile, nici măcar nu știu cum miroase ele. M-am gândit, cât ești de fericit că nici măcar nu știu cum miroase. Ce bine pentru un om care crește, nici măcar să nu știe anumite lucruri, nici să nu le știe, să nu știe experiență. Nu vreau să știu de ele nimic. Bun, hai David să mergem la următoarea. Scrii 3 acțiuni concrete pe care le vei face pentru aplicarea acestor adevăruri. Iată, care sunt 3 acțiuni concrete care vrei să le faci tu pentru aplicarea acestor adevăruri? În primul rând, vreau să folosesc timpul ăsta ca să am zidire eu în ce ține de învățătură și în împlinirea învățăturii. Da? Mm-hmm. Acum cât, cu ce pot ajut, când am primit chemarea ca să merg să ajut cu bătrânii, am mers numai decât. Pentru că vreau să împlinesc, pentru că eu știu că învățătura nu este începutul. Este începutul, dar calea este ca să trăiești, trebuie să mergi în învățătura aceea. Și eu vreau în primul rând să învăț, dar vreau să folosesc orice oportunitate. Chiar dacă acum poate să mai puțin un pic, poate. Eu n-aș spune că să mai puțin, mai ales că vedem foarte clar exact. Că câte grupe se întreb acum ce frumos, iată, nu? Când a fost nevoie ca să deschidă grupe pe cursul eliberare de frică, cât de repede s-au organizat frații și surorile noastre și iată acum vreo 20 de grupe numai în limba română se conduc la noi în țară, 4 în limba rusă și în statele CSI, e o lucrare foarte frumoasă, când vorbeam chiar, ai spus la început, în Rusia cât de frumos și cât mult de lume. Deci lucrarea crește. Nu este un motiv ca să spunem că nu avem ce face ca să împlinim cuvântul Domnului. Și cu ce putem, trebuie să slujim. Și să căutăm să slujim și să împlinim cuvântul Domnului. Asta e în primul rând. În al doilea rând, acțiuni concrete, o să fug de lucrurile rele. Deci nu o să mă expun la niciun risc care nu are sens. Mai ales acum, când ai timp liber, parcă ești curios. Între pe Google Scouts și învățătura asta. Să vezi ce înseamnă asta, mai ales cât timp este și ești curios. Mai intri pe Facebook și vezi că cineva vorbește despre învățătorul ăsta. Da, să încerc și eu să văd ce spune. Dar dacă știu că învățătorul este rău, dacă am fost atenționat că învățătura lui nu este bună, nu o să mă expun pericolului. Dacă este o învățătură nouă, o să o ascult ca să știu ce să le spun la ceilalți despre ea. Dar dacă deja știu că învățătura este rea, dacă, mai ales dacă nu e suficient pentru mine cuvântul la învățătorul meu, mă uit la roadele la omul acela. Cum am văzut noi în primul text, ne uităm la roade. Judecăm învățătorul, prorocul, după roadele lui. Și dacă roadele am văzut că nu sunt bune, de ce eu trebuie să ascult învățătura lui? Pentru că mulți încă mai au scurs asta că, ei, dar poate nu toată învățătura lui era. Dar sunt oameni la care toată învățătura e bună. Cine a spus pe ce e? Exact. Foarte corect. Și dacă este ceva rău, deja nu-i bine. Când acolo unde este un lucru rău, nu vreau să mai merg după lucrul cel rău. De-am gata, este tensionare, nu mai merge acolo.
lucrul cel rău, numai decât mai atrage după el altul și a treilea și a patrulea care o să, o să iasă prin evidență. Sunt, cum noi, da, nu ies copac fără o... Adică nu poți un piersic să dă-i rod și nu fie acolo un piersic stricat sau ca să fie afectat de o boală, da? Dar aici te uiți la ansamblu roadelor. Și pentru că la prorocii răi foarte repede se văd roadele. Ei, și de ades că prorocii răi, ei lucrurile rele, ei lucrurile rele le dau drept bune. Omul da. Care e un pocăit, el lucrurile rele le recunoaște, el își mărturisește, își cer iertare, le spune la oameni, nu vreau, e transparent, nu vreau să faceți ca mine, nu vreau asta. Pentru că în invers, prorocii mincinoși, ei lucrurile rele le dau drept bune. Că așa e ok, așa e bine, așa e acceptabil. Da, da. Bine, David, mă bucur tare să aud asta. Iată, eu tare vreau să te îndemn pe tine, pe toți acei care ne-au urmărit și apoi pe toți care vor privi și pe YouTube acest video, ca să descarci lecția asta. Dacă poți să o pui undeva, da, lecția, da. Link-ul la lecții, să o descarci. Și tare, tare vă îndemn pe toți. Presupun că la... Comentarii este, da. Da. La descriere la YouTube o să fie acolo link la lecția asta. Și eu tare, tare vă îndemn măcar minim cu 5 persoane să faceți lecția aceasta și așa să-i ajutați. Scopul central al lecției este a fost ca să-i ajutăm pe creștini să aibă orientare bună în spațiul ăsta online, ca nu cumva să devină victime ale prorocilor mincinoși care sunt, au fost totdeauna, dar acum s-au înmulțit și mai mult. Apoi am pus aici și un QR code. Un QR code l-am pus pentru toți ca să poată merge la lecția, deci când veți face cu oamenii studiul ăsta, să le spuneți despre QR code și ei vor ieși la pagina aceea care ai făcut-o tu, David, pe Moldova Creștină și ei vor putea să se înscrie la cursul Eliberarea de Frică. Și chiar poate cu prietenii ăștia voștri cu care faceți lecția, după ce faceți lecția, să-i invitați și să faceți cu ei cursul Eliberare de Frică, care este un curs deosebit de important și actual acum. Și mai am o veste bună, că sora mea și fratele Costel traduc acum cursul ăsta nou de la Precept despre nădejde, speranță. Cursul despre speranță, cred că în 2-3 zile va fi gata deja în limba română și atunci cei care vor încheia cursul Eliberare de Frică vor putea studia cursul cel cu speranță. Așa că, David, va trebui să mai faci acolo un formular sau ceva, nu știu, vom vedea acum, ca să le putem oferi. Bine, David, aici cred că o să încheiem, pentru că pe mine mă așteaptă altă lecție. Acum încep la ora 11, ora 11 vremea mea, vremea voastră, ora 6. Da? Și încep seminarul cu rușii. Cu frații și surorile vorbitori de limbă rusă, voi preda lecția despre rețelele de socializare. Cum să învăț cum să folosească rețelele de socializare. Posibil că vom face pe Zoom de data asta, dar mă gândesc cum apoi să fac pe canalul și pe canalul de YouTube. Că ieri am fost nevoit să trec pe canalul de YouTube. Sper că pe data asta să fie fără surpriză cu Zoom, să nu mai vin surprizele tare neplăcute care le-am avut ieri. Iată așa. Bine, David, hai să mă rog eu la încheiere. Tu ai vrut să spui ceva și apoi eu mă rog. Da, am vrut să-ți mulțumesc mult, tata, pentru învățătura frumoasă și îți mulțumim că ne porți de grijă la distanță. Cred că, dacă sunt sincer, mai tine că ultimul an, păi nu a fost așa multe duminici la rând să aibă biserica noastră pe deci din partea ta. Da, da, da. Să mă gândesc că am în carantină. Ne bucurăm foarte mult ca și toți apreciem că învățătorii noștri toți ne poartă de grijă mai departe, ne bucurăm și mai mult să vedem că și deaconii cum muncesc, nu suntem de pericol mic. E o pildă foarte frumoasă, vedem toți cum lucrează, cum înaintează lucrarea și se vede dragostea lui Dumnezeu. Anume cum spune, în credință, în dragoste. Super, da. Și eu sunt încântat, David, sunt încântat. Am fost încântat să văd, nu cred că am mai făcut o biserică, un serviciu divin ca nostru duminica trecută, să fie implicați toți, toată biserica implicată. Ce frumos un serviciu cu toată biserica, parcă au fost toți prezenți acolo. Și eu, David, vreau să-ți mulțumesc pentru eforturile tale, tare, mă bucur că așa bine putem lucra toate chestiunile astea cu site-urile, cu programare, cu asta, nici nu ți închipui cât e de mare ajutor și cum mă ajust tu cu tot ce trebuie, numai îți spun de jumătate de cuvânt, repede înțelegi, faci de mare, mare ajutor ești și tare mulțumesc Domnului pentru tine.
uite așa, uite acolo, ne mulțumesc pentru lecții, toți da. Studenții, tare ne bucurăm că ei au urmărit și eu o să aștept mărturii de la ei, tare vreau mărturii, sau și mai bine va fi dacă tot aici pe Instagram ei vor pune mărturii după ce vor preda lecția asta, să facă niște mărturii pe Instagram aici, frumos. Bun, hai, dar atunci să... A, ce faceți de marța viitoare? Cred că trebuie să faci un anunț la cei care ne urmăresc. La generația curată, ce plan aveți? Noi am vrut să începem un curs de eliberare de frică pe Zoom. Să studiem, să începem cu grup cu tinerii la generația curată. Bun, da. Atunci cred că la descriere să fie pusă și informația ca să vă contacteze. Da. Dar nu știu, este o dată aproximativă când o să fie cursul despre nădejde gata? Eu cred că până marța viitoare trebuie să fie gata. Păi atunci cred că o să începem pe asta. Dacă... Bun, atunci până marța viitoare cred că o să fie gata și eu imediat cum l-am pregătit să-l trimit ție și tu faci restul de acum să-i anunț pe toți. Bine. 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 Bun, Domnul, hai să mă rog eu. Doamne, îți mulțumim foarte mult pentru că ne-ai dat posibilitatea așa aici pe Instagram să putem face acest studiu biblic. Îți mulțumesc pentru fiul meu David, pentru copiii pe care ne-ai dat, îți mulțumesc pentru tinerii de la generația curată, îți mulțumesc, Doamne, pentru că în vremurile acestea Tu ne dai direcție, înțelepciune, cum să procedăm și, Doamne, Te rugăm să ne ajuți Tu să stăm strâns, lipiți de învățătura Ta sănătoasă. Ajută-ne, Doamne, să fim înțelepți în ce privește binele și proști în ce privește răul. Ajută-ne, Doamne, să ne ferim de cei care aduc dezbinare, să ne păzim de proroci mincinoși. Ajută-ne, Doamne, să fim mulțumitori pentru toate lucrurile și să căutăm să zidim biserica Ta, să slujim cu darurile pe care ni le-ai dat, să fim credincioși adevărului și în dragoste, să slujim și să aducem creștere bisericii Tale. Acum te rog să ajuți pe fiecare persoană, tânăr, adolescent, oameni în vârstă, frate, soră, oricine va asculta lecția aceasta, ajută-i, Doamne, să descarce, apoi să o trimită la prietenii lor, să studieze lecția aceasta cu ei, așa ca să-i facă și pe ei conștienți de pericolele care sunt acum în jur și ei să se păzească de pericolele acestea și să stea tari și bine rădăcinați în învățătura sănătoasă. Te rog să ajuți, Doamne, și cu studiul nou care îl vor începe David cu tinerii de marța viitoare. Te rog, Doamne, de asemenea să binecuvântezi pe sora mea și pe fratele Costel în traducerea acestui curs, apoi de asemenea pe toți restul traducătorilor care vor traduce în celelalte limbi și ajută, Doamne, ca să învățăm pe cât mai mulți oameni cuvântul Tău. Binecuvântează și seminarul care urmează să-l predau acum în câteva minute. Dăm putere, înțelepciune, voce și ajută, Doamne, ca să decurgă bine acest seminar. Toate te rugăm în numele Domnului nostru, Iisus Hristos. Amin. Amin. Mulțumim, Amin. Petrico, și Domnul să binecuvânteze și lucrarea frumoasă care o faci și grupul care este acolo ca să primească binecuvântul și să-l aplici. Doamne ajută, Doamne ajută. Cu Domnul. Domnul.